Timp de o săptămână, vehiculele de transport public de persoane și cele care transportă mărfuri au fost atent monitorizate de polițiștii rutieri. Pe perioada desfășurării acțiunii au fost oprite pentru verificări aproximativ 550 de autovehicule, 406 dintre acestea fiind de transport marfă și 130 de transport public de persoane. În perioada desfășurării acțiunii au fost aplicate 457 de sancțiuni contravenționale, dintre care pentru nerespectarea regimului legal de viteză 92, pentru neutilizarea centurii de siguranță 128, pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice 5 și pentru conducerea unor autovehicule cu defecțiuni tehnice și pentru nerespectarea dimensiunilor 67. Totodată, polițiștii au aplicat 88 de sancțiuni la alte abateri din trafic. În aceeași perioadă au fost întocmite 3 dosare pentru infracțiuni la regimul rutier și au fost imobilizate 10 autovehicule. Se arată într-un comunicat de presă al IPJ Buzău. Acțiunea s-a desfășurat conform planului de operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa.